Sprechen Iu Franse a constituit laimotivul acțiunii desfășurate sâmbătă la Colegiul Ion Maiorescu cu prilejul Zilei Europene a Limbilor Străine. Manifestarea, aflată la a treia ediție, a dat prilejul elevilor liceeni să deruleze o serie de activități culturale, precum interpretarea ale unor melodii cunoscute în limbile franceză, engleză, germană sau italiană. Concursul de karaoke a fost de asemenea una din probele susținute în cadrul manifestării. Partea a doua a acțiunii s-a constituit în prezentarea unor standuri cu produse și preparate din bucătăria celor patru state europene. Astăzi, Colegiul Național Ion Maiorescu a pregătit a treia ediție a acțiunii Sprechen Iu Franse, în cadrul căruia elevii liceului au pregătit patru standuri pentru limba italiană, limba franceză, limba germană și limba engleză, unde au adus produse gastronomice fiecarei țări. Cea mai apreciată parte a manifestării a fost reprezentată de degustarea produselor culinare pregătite de elevi pentru evenimentul organizat la sfârșitul săptămânii trecute și dedicat Zilei Europene a Limbilor Străine.